Degetul mare este conectat la inimă și plămâni, masarea degetului mare ajută plămânii și ameliorează dificultățile de respirație, masându-vă degetul mare, vă puteți curăța imediat plămânii și puteți ameliora dificultățile de respirație. Degetul inelar este asociat cu stomacul și cu sistemul digestiv, iar masajul îi ajută la tratarea constipației și a altor probleme digestive. Degetul arătător este direct conectat la intestină și stomac, masarea lui ameliorează diareea. Masând degetul mijlociu, putem scăpa de somnul prost. De asemenea, oferă ameliorare în caz de boli și probleme asociate cu pericardul. Masarea degetului mic ajută la asigurarea unui flux sanguin adecvat în corp. Este foarte util pentru a trata migrenele, durerile musculare din zona gâtului, durerile de cap sau migrenele. Masându-vă mâinile, vă puteți proteja sănătatea fizică, întrucât palmele sunt conectate la diferiți nervi din corp. Frecând ne dosul mâinilor, putem vindeca afecțiunile spatelui. Spatele este conectat la partea din spate a mâinilor noastre. Aceste mici exerciții de masaj vă pot ajuta să rămâneți sănătos. Sunt trucuri cu adevărat uimitoare, bune pentru a scăpa de durerile din corp în mod natural și rapid. Potrivit studiilor, masajul mâinilor accelerează vindecarea și diminuează durerea. Acest gen de terapie de bazează pe un principiu simplu. Fiecare organ corespunde unui anumit punct din palmă și odată stimulată, fiecare zonă duce la creșterea capacității organismului de vindecare și de reechilibrare. Iată trei sfaturi importante pentru un masaj corect 1. Masajul se începe de la mâna dreaptă. Se realizează mișcări circulare în palmă, cu degetul mare, până la 5 minute în fiecare zonă. 2. Degetele se masează cu mișcări inversa celor de ceasornic, de la bază până sus. Punctul de plecare este zona umerilor, care se găsește la baza exterioară a degetului mic. 3. După terminarea masajului degetelor, se revine cu aceleași mișcări spre mijlocul palmei. De această dată mișcările trebuie să fie în sensul acelor de ceas. Multă sănătate. După un antrenament intens, un masaj este tot ceea ce ne dorim. Practicați ușor și cu grijă masajul și nu veți regreta. Abonați-vă, apreciați materialul și distribuiți canalul.